Maria și Irina dansează destul de mult împreună, parcă se simt bine și se distrează. Așa și-a propus cel puțin Irina să petreacă timp cu fetele în această seară. Vorbea astăzi cu Maria în bucătărie și cu Cătălina și se pare că se ține de promisiune. Și Maria spunea că nu vrea să fie implicată în nimic în această seară la petrecere, așa că de asemenea a ales să petreacă timp și să danseze cu prietena ei, Irina. Așadar, la o petrecere te poți distra și fără băieți, atâta timp cât există un vibe bun și oameni care să îți fie dragi și să-ți facă plăcere să stai în compania lor. Vom vedea ce se va mai întâmpla, pentru că mai e mult până la finalul petrecerii și lucrurile pot lua o întorsătură neașteptată sau așteptată, probabil. Distracție plăcută în continuare tuturor concurenților.